Vizitată de mii de turiști, Rânca arată din nou latura nepăsătoare a autorităților. Imagini cu munți de gunoi au fost postate pe paginile de socializare. Sacii scoși din cabane și pensiuni au sufocat ghenele amplasate de firma de salubritate, care în perioada sărbătorilor nu a mai ridicat gunoiul la timp. Așa se face că în unele zone, mormanele de saci menajeri sunt și de 2 metri. Am văzut acești munți de gunoi de câteva zile și am tot evitat să deschid subiectul, sperând că este doar o eroare și că vor fi ridicați în diminețile următoare. Nimic însă, grămezile au început să crească și să devină din ce în ce mai dese. Câinii scormonesc uneori în acești saci pe care îi sparg, iar dintr-o zonă cu deșeuri deja colectate, o parte sunt purtate de vânt în pădure, scrie Radu Miruță pe pagina de socializare. Autoritățile din cele două localități care împart administrativ zona Rânca, Novaci și Baia de Fier, dau vina pe natură pentru faptul că gunoaiele nu au fost colectate la timp. Zilele de ridicat gunoiul la Rânca sunt vinerea și lunea. Și de câte ori este nevoie, în situații deosebite, așa cum a fost și de data aceasta, dar mașina a plecat spre Rânca, să știți bine ce ambuteiaj a fost pe traseu. Și în felul ăsta, numai mașina de gunoaie cred că nu mai lipsa de acolo. Deși recunoaște că problema gunoaielor este una reală, primarul din Novaci este supărat pe cei care au postat imagini pe paginile de socializare. Domnul Miruță ar trebui să pună problema altfel, dacă este un borjan. Nu este un cavalier simplu acolo, așa cum apare pe toate posturile, este un om politic care poate să pună problema altfel. Și eu o să am o discuție cu dumneavoastră, sper să le educăm puțin să vină și el cu picioarele pe normal, nu să plutească. De ce? Ce se întâmplă de fapt? De fapt nu cunoaște realitățile și face niște impulsuri nu la locul lor, pentru Rânca, așa cum a făcut și Pănescu și bine vedeți care sunt situațiile. Denigrează județul ăsta, într-un cuvânt. Gunoaiele erau acolo, asta nu poate fi. Dar sigur că sunt, dar nimeni și știam situația asta, eu știam nu de la televiziune. Dar în situația nu puteam să... Noi mai lipseam cu mașina de gunoaie printre miile de mașini care erau acolo. Vă dați seama ce se putea întâmpla. Cât despre firmele de salubrizare care ar trebui să ridice gunoaiele periodic, ele sunt acuzate de aceeași nepăsare și în alte localități. La Târgu Jiu, de exemplu, cetățeni revoltați au postat imagini cu ghene care nu mai fac față și mormane de gunoaie împrăștiate în jur, deoarece mașinile de colectare vin foarte rar să ridice gunoiul.